Juniorii de la CSS din Nicu Golescu au reușit să se impună în fața bucureștenilor de la ACS Exfor Volei. Meciul disputat în sala de sport a Colegiului Câmpulungean s-a încheiat cu victoria gazdelor după un joc dominat în mare parte de către mușceleni. Elevii antrenați de Raluca Moisescu Nedelcu au încheiat primul set în doar 20 de minute, scor 25-19. Juniorii mușceleni au dominat și setul al doilea pe tabela de marcaj, numai că finalul a fost unul echilibrat, scor 26-24. Cel de-al treilea set a fost câștigat categoric tot de mușceleni cu 25-9. Etapa următoare, prima din returul juniorilor, se va desfășura pe 12 decembrie, tot pe propriul teren, mușcelenii întâlnind de această dată pe constanțenii de la CSS 1 Constanța. La sfârșitul săptămânii, cadeții mușceleni vor juca acasă cu voleibaliștii de la CS Arcada Galați, într-un meci contând pentru etapa a 5-a a campionatului național.